Fermierii din sectorul laptelui de vacă cer de luni bune o formă concretă de ajutor din partea Ministerului Agriculturii pentru a reuși să treacă peste dificultățile cu care se confruntă. Mulți dintre aceștia sugerează o subvenție pe litrul de lapte, astfel încât să fie stimulată performanța în domeniu, nu doar numărul de animale. Ajutorul statului pentru a subvenționa laptele din fermele specializate este o soluție imposibilă. Potrivit secretarului de stat MADR, Adrian Pintea, regulamentele Comisiei Europene interzic acordarea unei subvenții pe litrul de lapte, precizare făcută în emisiunea Agricultura la Raport, ediție difuzată din studioul AgroTV construit în interiorul târgului Indagra. Subvenționarea litrului de lapte este interzis. Comisia Europeană nu ne dă voie să subvenționăm litrul de lapte. Dar, într-adevăr, atât cu întâlnirile cu asociațiile crescătorilor pe parte de bovină, se caută soluții pentru a acorda cumva o formă de sprijin, dar, repet, pentru lapte nu, adică nu este posibil, cel puțin în momentul de față.